De-a lungul timpului, secția de atletism a Clubului Sportiv Muscel a dat campion național și a făcut ca orașul nostru să fie cunoscut peste hotare prin titluri de campion și vicecampioni balcanici. Printre copii, calculatorul este la modă, dar cu toate acestea, sportul de performanță oferă mult mai multe satisfacții. Tocmai din acest motiv, reprezentanții secției de atletism a Clubului Sportiv Muscel îndeamnă părinții să aducă copiii la stadion pentru a da o alternativă sedentarismului. Zilnic, între orele 10-12, se fac selecții pentru viitorii campioni ai României. Sunt așteptați micuții născuți în perioada 1998-2006. Secția de atletism a Clubului Sportiv Muscel face selecții zilnic începând cu ora 10-12 la copiii născuți 1998-2006. Sfătuiesc părinții să trimită copiii, să lase copiii să facă sport, să facă mișcare, pentru că asta înseamnă sănătate. Am exemple unde sportivii învață și au învățat și bine și au făcut și marea performanță.